reputatul jurnalist italian Enzo Bettiza a realizat mai multe interviuri cu Nicolae Ceaușescu. Decedat în 2017, la vârsta de 90 de ani, Bettiza a scris în urmă cu câțiva ani în publicația La Stampa o cronică a întâlnirilor sale cu dictatorul român, pe care l-a numit Vampirul de pe Planeta Roșie. Decedat între timp, jurnalistul italian a abordat acest subiect și într-un interviu în Corriere de la Sera, scrie gazetaromânească.com. Ceaușescu era un vampir transilvanean. L-am văzut de 3 ori, era prezent și adevăratul șef al României, soția sa Elena, o femeie haină cu privirea ascuțită, a scris Bettiza. Italianul s-a întâlnit de 3 ori cu Nicolae Ceaușescu, prima dată în 1966, la scurt timp, după ce tiranul devenise secretarul general al partidului. Imediat ce am văzut-o pentru prima dată de aproape, în acea târzie vară din 66, fața rustică și pământia lui Ceaușescu m-a făcut să mă gândesc la asta autohtonă Georgia, Oltenia rurală, săracă, închisă în sine însăși, la mii de mile distanță de arcurile triumfale din București, de castele somptoase ale Transilvaniei, de plajele mondene ale Mării Negre. Învecinându-se cu Serbia, care estompează caracterul aspru și războinic, oltenii constituie dintotdeauna o raritate exotică în cadrul unei antice națiuni prelatine, neolatine, cu caracter ingenios și artistic. Poporul sau agrar, legat de secole de glie, primitiv, superstițios, în anii 60 părea încă petrificat în acel inefabil și magic spațiu mioritic descris de Lucian Blaga și Mircea Eliade, o dimensiune atemporală, aproape extraterestră, cu instincte de moarte și cruditate vampirești pe fundal. Acele misterioase întinderi, acele sate ascunse în păduri tenebroase, ar fi constituit pepiniera din care Ceaușescu, consolidându-și, năsprindu-și puterea supremă, ar fi luat loialii sângeroasei securități, a scris italianul. Acesta a remarcat și climatul din jurul conducătorului suprem, oameni timorați, terorizați, chiar de securitatea fidelă lui Ceaușescu, la fel ca am fost URSS. Niciun alt lucru nu poate explica din profunzime, precum substratul oltenesc, care evocă trageri în țeapă turcești și violențe sârbești, caracterul sumbru al lui Ceaușescu și al securității sale, care a fost ceva mai complex și mai implacabil decât o poliție secretă, o adevărată armată a terorii, totalmente și în mod inexorabil devotată numai persoanei și voinței șefului ei suprem. Precedentele istorice ale acestei miliții asasine le putem găsi numai în oprihnina lui Ivan cel Groaznic, în GPU-ul lui Stalin sau în SS-ul Gestapo-ul lui Hitler, în plus cu o notă autohtonă a gărzilor de fier. În ochii jurnalistului italian, Ceaușescu apărea ca un om mic, imobil, foarte atent la fiecare răspuns. Bettiza a descris un lux de amănunte și încăperea în care a fost primit de dictator, micuț, imobil, cu ochii foarte mici concentrați pe podea, slab și prudent în răspunsuri la întrebările mele, Ceaușescu amintea prin fiecare trăsătură rudimentară de a sa, prin fiecare gest len și precaut, originarea beznă rurală a meleagurilor sale. Nu o evoca numai prin nuanța levantină a tenului, părea, nu știu cum, să o evoce mai ales prin gura moale și diformă, aproape lipsită de linia despărțitoare dintre cele două buze, o lipitoare prinsă în mod accidental de un chip de ceară pământie. Deasupra canapelei pe care stătea așezat, un divan rococo regal cu brațe aurite și catefele stacojii, care nu avea nicio legătură cu corpul său mic și neîndemânatic, ieșea în evidență pictura în ulei a unui eveniment epic important, intrarea lui Mihai Viteazu în orașul cucerit Alba Iulia, unde acel victorios voievod renascentist a proclamat unirea regatelor Țara Românească, Moldova și Transilvania, embrionul României moderne. Enzo Bettiza susține că Ceaușescu era vegetarian și că detesta mâncărurile cu carne și țigările la fel ca Hitler, vorbind, își umezea din când în când gura moale cu câteva picături de suc de portocale. Tiranul era încercuit de un grup numeros de colaboratori, secretari,
interpreți, stenografi, experți sau specialiști în economie sau politică internațională. Totuși, mai spune Betiza, niciunul dintre aceștia nu îndrăznea să deschidă gura în prezența președintelui. Nimeni, cu excepția interpreților bulbuitori, nu îndrăznea să vorbească. S-ar fi spus că nici măcar nu îndrăzneau să respire. Tema interviului era deschiderea economică a României către Occident și noua independență românească față de Uniunea Sovietică. Primeam răspunsuri ponderate, forțate, dar lipsite de echivoc. România pe cont propriu. Imediat ce Ceaușescu a rostit fatidica frază obligatorie, toți cei din jur și-au aplecat capetele într-un gest colectiv de consens și respect, și-a amintit Betiza. Italianul a solicitat un nou interviu la scurt timp după ce rușii zdrobiseră revolta din Cehia. Nicolae Ceaușescu a acceptat și de această dată rugămintea italianului, acordându-i nou interviu. Dictatorul a criticat indirect intervenția militară sovietică fără să intre în prea multe detalii. Ne revedem iar, față în față, la câteva luni după intervenția militară sovietică în Cehoslovacia. Înainte de invazie, în zile cele mai calde ale primăverii de la Praga, Ceaușescu și Tito s-au dus în capitala boemă. Mareșalul iugoslav a salutat mulțimea, însă nu a deschis gura. Conducătorul, în schimb, a deschis-o în mod curajos, criticând, de la înălțimea Palatului Prezidențial praghez, rușii care își concentrau deja trupele la granița cu Cehoslovacia și România. Mi s-a părut, revăzându-l, agitat și iritat vag de pedeapsa aplicată de Brejnev lui Dubček și tovarășilor. La început, a încercat chiar să încălzească atmosfera, mereu rece și amorțită precum totul în jurul lui, trimițându-mi schițarea vagă a unui zâmbet pe care nu a reușit să-l configureze pe acea gură lipsită de formă și contur. Apoi, mai vorbăresc decât de obicei, a criticat prin aluzii doctrina suveranității limitate, fără a numi în mod direct rușii. A mai afirmat italianul. Totuși, Ceaușescu nu mai părea cel dinainte. Tiranul era palid, obosit și părea că suferă de o boală. Rămăseseră în trei, el, interpretul și un secretar stenograf. Mi s-a părut mai palid, mai umflat decât de obicei, ca și cum ar fi devorat și digerat prost întregul său cortegiu de servitori terorizați. Dar în realitate era bolnav. O boală obscură, aproape vampirească, părea că ia sub sângele și a împiedicat gesturile și cuvintele, care ieșeau stinghere și confuze din gură, aproape spectrul unui spectru. A fost momentul în care și-a făcut apariția și Elena Ceaușescu, o prezență dezagreabilă, rece și inexpresivă. De altfel, Betiza susține că în realitate nu Nicolae Ceaușescu era cel care conducea țara, ci soția sa. Dintr-o dată s-a deschis o ușiță laterală, a intrat pe vârful picioarelor o femeie de circa 50 de ani, cu părul de un blond argintiu pieptănat în formă de tort nupțial deasupra unui craniu mic, colțul roz aproape ascuțit. Chipul părea împetrit, inexpresiv, cu un ceva de neterminat și de fetal în fizionomia vagă. Purta un pretențios taior Chanel care nu reușea să îndepărteze aerul de învățătoare de școală elementară. S-a așezat pe un fotoliu aflat la distanță, a rămas acolo împetrită circa un sfert de oră, a ascultat cu atenție întrebările și răspunsurile interviului. Deodată, în aceeași tăcere în care intrase, a dispărut mută și fără a saluta. Mai târziu, m-au informat că întrevăzusem infirmiera bolnavului și adevărata stăpână a României, inginerul chimist Elena Ceaușescu. Mulți ani mai târziu, italianul a putut să vadă la televizor imagini de la Revoluția din 1989, dar și execuția cuplului Ceaușescu. Azi, se obișnuiește să se spună că tragica parabola ceaușeștilor nu a fost aceea a doi adevărați comuniști. Nimeni nu dorește să-și amintească Secera și Ciocanul, care dominau centrul draperului românesc. Cu toate acestea, dacă vrem să fim exacti și mai aproape de adevăr, nu se poate deloc ignora că sfârșitul comunismului a coincis la milimetru cu împușcarea lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Cu aceste gânduri, am oprit televizorul în decembrie 1989, având impresia că ies, în manieră imediată și definitivă, din secolul marilor iluzii alimentate de monștri și de fantome.
a încheiat Betiza.